Un român de pe nava de croazieră Diamond Princess a fost depistat pozitiv cu coronavirus, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Nava se află în carantină în apele teritoriale ale Japoniei, așa că românul a fost internat la izolare și tratament într-un spital japonez. Conform Ministerului de Externe, la bordul navei se află 17 cetățeni români, 9 pasageri și 8 membri ai echipajului.